Primăria din Turcene aruncă banii din avion. Conducerea orășelului cât o comună a organizat zilele localității, aducând artiști ale căror prestații sunt plătite cu mii de euro. Și nu unul, doi soliști, ci cât să încarce un afiș de festival. Holograf, Alb-Negru, Elena Gheorghe, Lora, Camelia și Lupu Rednic sau Aurel Tămaș au fost plătiți regește pentru câteva sute de spectatori. Vedetele au venit, au cântat și au luat banii și au plecat. Unele dintre ele nu s-au preocupat de calitatea materialelor de promovare pe care le-au făcut în sumele primite, cum e exemplul următor, filmat probabil cu telefonul mobil să măgulească orgoliul primăriței cu dare de mână. În data de 21 iulie, vă așteptăm în localitatea Turceni la un spectacol fain de tăi. Unde doamna primar Cristina Cilibiu a avut grijă să organizeze un eveniment extraordinar cu multe, multe vedete iubite de dumneavoastră. Printre ei ne aflăm și noi. Dragile noastre și dragii noștri, în 21 iulie, la Turceni, ne vedem cu tăți, Bândaș și cu Tămaș și mulțumim frumos pentru invitație, doamnei primar Cristina Cilibiu. Anunțul că au loc zilele orașului Turceni a fost făcut cu avionul, la propriu. Un banner imens a fost plimbat prin aer legat de un avion de mici dimensiuni care a survolat nu doar deasupra localității, ci și deasupra altor localități și chiar a municipiului Târgu Jiu.